Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. Astăzi încercăm să vedem cum poate fi Rusia presată să înceteze războiul împotriva Ucrainei cât mai repede, sigur, ne-am dorit cu toții. E un moment crucial. Mâine începe summitul NATO, la care participă și președintele american Joe Biden, plus summitul liderilor Uniunii Europene, plus al celor mai industrializate țări. La toate trei, președintele american va fi prezent. Cât de mult pot ajuta țările aliate Ucraina fără a declanșa al treilea război mondial? E una din întrebările momentului. Și care sunt sancțiunile sau amenințările care ar putea schimba cursul războiului? Am văzut retorica Moscovei la adresa Occidentului se năsprește, pare chiar că provoacă într-un fel NATO, fie ca să-și arate mușchii, fie că speră ca un potențial incident să justifice o agresiune și mai mare. O să inventariem scenariile care pot duce la o escaladare, dar și pe cele care ar putea sili Rusia să facă măcar un pas înapoi, fără a uita despre presiunea asupra Chinei și rolul pe care l-ar putea juca Beijingul în toată poziția asta, pentru că încă nu s-a poziționat clar, face acest joc duplicitar față de invazia Rusiei. China va trebui să clipească și ea cât de curând și o să vedem ce va însemna asta pentru Putin și pentru cursul acestei invazii. Narcis Bălășoiu e invitatul nostru astăzi în Piața Victoriei, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Bun venit la Europa FM! Bună seara, mulțumesc de invitație! Avem, sigur, acest moment foarte important al NATO. Când spui NATO, spui alianță militară. Și întrebarea de pe buzele tuturor este, poate NATO să facă un pas în față în momentul ăsta, se poate implica suplimentar? Ce așteptăm de la summitul ăsta care începe mâine? Asta este probabil cea mai mare dilemă a momentului, mai ales pentru liderii occidentali. Am avut o serie de luări de poziție destul de clare în sensul acesta și președintele Statelor Unite și secretarul general NATO, liderii României, președintele Iohannis, ministrul de externe. Toată lumea vorbește despre nevoia de a sprijini de o manieră semnificativă Ucraina, robustă, fără însă a depăși acea linie roșie care ar putea conduce la o internaționalizare a conflictului. Internaționalizarea conflictului este un eufemism pentru exact ceea ce spuneați, cel de-al treilea război mondial, pentru că o confruntare directă între cele două blocuri militare nucleare, NATO și Federația Rusă, este un scenariu cu accente escatologice. Vă dați seama până unde s-ar putea duce spirala aceasta a violenței în contrapunerea acestor două blocuri militare. E adevărat, NATO are o forță disproporționat mai mare în raport cu Federația Rusă. Este limpede dacă ne uităm la bazinul de 1 miliard de locuitori al NATO, cum arată toate capacitățile și toate capabilitățile pe diferitele dimensiuni, de la aerian, naval, terestru și așa mai departe. Sigur că aici, pe un scenariu de conflict convențional, lucrurile ar putea fi tranșate după această analiză a gabaritului dintre cele două armate, destul de limpede în favoarea NATO. Numai că nu doar la asta ne gândim, numai sau că nu, poate la asta ne-am gândit în ultimul rând. Toată lumea se gândește la butonul roșu, vedeți, la butonul nuclear. Pentru că războiul nu este o contrapunere a depozitelor de muniție ale celor două grupări, da? Până la urmă avem de a face, încă o dată spun, cu puteri nucleare. Sigur că scenariul nuclear este unul pe care îl asociem mai curând cu zona aceea de Black Swan. Are o probabilitate infimă de a se derula. Este și aici, cred că ar merita un pic să divagăm pe ceea ce înseamnă totuși componenta asta nucleară. În doctrina care prevede scenariile în care Federația Rusă își rezervă dreptul de a face uz de instrumentele nucleare și este un document actualizat în 2020, da? Sunt enunțate scenariile concret în care această posibilitate este luată în calcul. Când un stat ar ataca, evident, cu arme nucleare, atunci Federația Rusă își asumă dreptul de a răspunde echivalent, proporțional.
Dacă cineva ar încerca să-i afecteze capacitatea de răspuns nuclear, iarăși. Scenariul care este totuși cel mai îngrijorător este ultimul scenariu, care spune că Federația Rusă își asumă dreptul de a răspunde sau de a lovi cu instrumente nucleare, chiar și în cazul unui conflict convențional, dacă i-ar fi puse sub semnul întrebării integritatea și suveranitatea. Asta este un fel de lovitură preemptivă, cum mai auzeam noi, sigur, în alte ocazii. Da. Se utilizează, da, și această etichetă. Doar că de o gravitate extremă. Sigur că da. Ori, tot acest aflux și toate aceste mișcări neoimperialiste și revanșarde ale președintelui Putin din momentul de față, nu se încadrează niciunul dintre aceste scenarii. Nu? Pe de altă parte, nici nu putem merge pe o logică a escaladării, considerând că președintele Putin, pentru că vorbim de o autocrație și de asta eu vorbesc mai curând de persoană, despre o persoană, despre liderul aflat la vârful piramidei decizionale în Federația Rusă, pentru că acolo nu ai instituții care să contrabalanceze. Da? Și de asta enunț, practic, ceea ce ar face liderul acestei autocrații într-o astfel de situație. Deci nu cred că este foarte înțelept a considera că el își îngrădește decizia de o doctrină pe care i-au elaborat-o, tot în ce? În sensul unei descurajări a Occidentului de a interveni. Adică ziceți că ar putea recurge la ea chiar în scopul, nu că avem doctrina asta rusă a escaladării pentru dezescaladare, adică da, te ameninți eu că fac ceva o nefăcută ca să n-ajungem ca acolo. Tu să dai înapoi și să zici bine, atunci mă retrag eu, mai bine că nu vreau să văd ce se întâmplă. Sigur, însă devine complicat odată ce avansează foarte mult în Ucraina, odată ce, iată, bazinul Donbasului a fost recunoscut și poate la un moment dat să fie alipit. Al cui teritoriu este? Practic, atentez la integritatea și suverenitatea Federației Ruse sau nu? Și încă o chestiune care merită tot aici adăugată este cum arată procedural. Pentru că există în aceeași doctrină, este descrisă cum ar putea fi utilizată și care este lanțul de comandă. Deci, este totuși interesant de văzut că butonul roșu al unei lansări directe nu este la președintele statului, nu este la Vladimir Putin. El transmite comanda către șeful statului major. Șeful statului major, șeful armatei, da, Federației Ruse, are codurile pentru lansare, iar de la șeful armatei există două variante prin care această comandă poate fi operaționalizată. Unu, o transmite către comandantul bazei militare nucleare de unde ar trebui să fie lansată, sau doi, există o așa numită eludare, numită perimetr, adică el are posibilitatea de a lansa direct o rachetă nucleară, însă numai din bazele terestre, din acele silozuri. Deci nu poate lansa direct un atac din submarinele nucleare sau aerian, ci numai din bazele terestre. Deci, vreau să spun asta pentru a înțelege totuși că nu este o mișcare care depinde totuși de faptul că Vladimir Putin se trezește cu fața la cearșaf într-o dimineață, apasă butonul roșu și toată planeta se uită în aer. Nu, există totuși acest circuit care, într-adevăr, depinde și de loialitatea pe care factorul militar de decizie o are totuși, o manifestă în raport cu președintele statului, dar e un filtru. Și e un filtru care e relevant pentru că în momentul de față, iată, Serghei Șoigu, unul dintre oamenii de încredere și apropiați ai președintelui rus, nu a fost văzut de 2 săptămâni în nicio imagine publică. De minim 2 săptămâni. Există informații că ar fi așa într-o silențio stampa, că este o răcire între relații. Sigur, nu putem marșa 100% pe astfel de scenarii, pentru că tehnica Federației Ruse... E totuși un război, da, nu știi... Sigur că, da, de a lăsa de înțeles că lucrurile nu funcționează, se trezește cu o surpriză strategică, cum de altfel ei operează în general, au această doctrină a surprizei strategice, adică noi ne facem calcule după o logică, după niște argumente pragmatice și am pune degetul că acolo ar trebui să se întâmple. Poți să ai surpriză dacă se întâmplă într-un loc. Mă întorc la întrebare, domnule Bălășoiu, care ar putea fi momentul în care totuși să se aplice mai multă presiune, să se termine mai repede cu toată povestea asta, având în vedere și de cum decur lucrurile pe teren, cam stau. Adică nu e cine știe ce mișcare, din fericire, pe de-o parte, am putea spune, evident. Da. Și atunci, stau și mă întreb, e momentul ca în curând
Rusia totuși să vină la masa negocierilor în mod serios, cum nu o face acum? Vedeți, ne aflăm deja în planul B. Planul inițial, acela al unei incursiuni care ar fi trebuit să rezolve problema în 48 de ore, în care armata Federației Ruse ar fi defilat către Kiev și în care informațiile oferite de principale structuri de informații arătau că aproape jumătate din armata Federației Ruse, din armata ucraineană, nu ar pune mână pe armă pentru a intra în coliziune cu armata frățească, cu ghilimele de rigoare a Federației Ruse. Iată că vedem inclusiv Mariupolul. Păi Mariupolul, dacă ne uităm la ampreta, indică, o vedem că acolo sunt foarte mulți etnici ruși care luptă cu armata Federației Ruse fără niciun fel de problemă. Deci am avut acest scenariu care s-a dovedit unul întemeiat pe niște premize false. Da. Pe o analiză situațională bazată pe niște clișee și, cum să spun, probabil pe niște argumente pe care liderii serviciului de informații le-au oferit președintelui Putin, pentru că el nu acceptă să audă altceva. Trebuie să vină în întâmpinarea așteptărilor lui. Ați văzut în acea ședință a Consiliului de Securitate, șeful SVR, șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narășkin, a fost umilit. Noi am văzut acea imagine, însă undeva în subsidiar discuția a fost mai lungă și acesta i-a spus că lucrurile nu sunt atât de simple și atât de clare pe cum îi le prezentase celălalt serviciu, FSB-ul, secția 5, condusă, iată, de un general care în momentul de față este în arest la domiciliu, tocmai pentru că nu a livrat informații care nu s-au dovedit reale în teren. În momentul de față nu avem niciun fel de forță politică sau o mișcare de masă la Kiev sau în Ucraina care să mizeze pe o fraternizare cu inamicul sau pe o capitulare. Nu există niciun fel de narativ. Toată lumea este împotriva invaziei. Deci, după dumneavoastră, s-ar putea aștepta, rușii ar putea aștepta până obțin o victorie militară mai semnificativă pentru a trece apoi la negocieri? Vreau să spun că în momentul de față niciuna dintre cele două părți nu dispune de un ascendent decisiv la masa negocierii. Surpriza vine din partea Ucrainei, care a reușit să opună o rezistență extraordinară și să facă, iată, din scenariul de 48 de ore, suntem la o lună distanță și nici măcar Mariupol nu este 100% căzut, da? E adevărat, controlează o mare parte, e adevărat că rezistența este opusă cu greutate acolo, mai sunt încă 100.000 de persoane în acest oraș de 500.000 de locuitori care încă sunt priși între dărâmături acolo, armata încă rezistă, dar cu un asemenea patrimoniu tactic la nivelul ăsta, cu siguranță nu te poți așeza la masa negocierilor și să reușești să presezi pe celălalt pentru a-ți impune agenda. Apropo de această realitate din teren, încercăm să ne o explicăm. Ne ajută Marian Zidaru, analist militar, căruia îi mulțumesc foarte mult că e în legătură cu noi. Bună seara, domnule Zidaru! Bună seara! Încercăm să înțelegem. Rușii bombardează, oarecum fără tragere de inimă, Odessa. Bombardează, în schimb, până la aplatiza complet Mariupolul. Înțelegeți ce se întâmplă? Care e intenția? E unificarea tuturor teritoriilor, nu știu, din Transnistria până în Donbas? Care e ideea? Cred că primul obiectiv pe care îl are e unirea Donbasului cu Crimea. Și pentru a stăpâni acest culoar, Mariupolul este esențial, este cel mai important oraș, este cel mai important port la Marea Azov. În același timp este apărat de, hai să-i spunem aici, i-am dat apă la moară domnului președinte Vladimirovici, de unitatea, brigada Azov, despre care chiar și surse occidentale susțin că e cam extremistă ea așa de felul ei. Mai mult decât atât, și unii români din nordul Bucovinei susțin acest fapt. Deci iată o serie de elemente care fac ca armata rusă să pună tunurile pe Mariupol și întrucât nu cedează, aplică vechea lor tactică din Cecenia, din cele două războaie, să fac acest oraș una cu pământul. Din această cauză folosesc
echipamente, inclusiv din cele mai, hai să le spunem, mai puțin inteligente, dar care pot să pună totul la pământ. Cu mai puțină precizie, dar care distrug fără exact, discernământ. Asta, da. Exact, asta, asta au făcut și la Grozny, asta au făcut și la Aleppo. Cât despre Odessa, domnule Zidaru? Odessa e puțin mai complicată. În primul rând că e de vreo 2 ori și jumătate mai mare decât Mariupol. În al doilea rând, bine, și acolo e o populație rusofonă destul de importantă. Au venit aici pe la noi, la Constanța, și l-am auzit pe primar și pe anturajul lui, discută rusește chiar între ei. Deci nu vorbea, sau, mă rog, vor fi vorbind în cadru oficial, dar în familie, ca să zic așa, discutau în rusește. Teza că rusofonii ar fi de partea Rusiei s-a dovedit falsă din prima zi, deci nu mai discutăm exact. Despre ea. Da. În al doilea rând, la Odessa, principala problemă este pe lângă mărimea orașului și anumite greutăți de a face acum o campanie directă, un atac direct. În primul rând, minarea apelor teritoriale. Zile trecute a fost și o alertă de mine, transmisă chiar de centrul de la Novorossiysk, recepționată în Spania, și noi am alertat câteva nave, tragoare și puitoare de mine. În al doilea rând, situația este agravată de faptul că rușii n-au reușit să cucerească Nicolaev, sau Nicolaev, cum se zice în ucraineană. Și dacă încearcă o debarcare, cea mai potrivită operație în acest caz ar fi, pe lângă atac terestru, debarcare maritimă, de San Maritim, cu brigada 830 de infanterie marină, care are bază în Crimea, plus cele două batalioane independente, și un desant aerian ar fi potrivit. Divizia 7 de la Novorossiysk e, hai să-i zicem, destul de apropiată de... Dar atâta timp cât ucrainienii sunt puternici la Nicolaev, o astfel de operație este foarte riscantă. În cauza asta bombardează așa mai lipsiți de convingere și își concentrează forțele pe Mariupol. Un ultim lucru, domnule Zidaru, analiza dumneavoastră, cu ce ar putea ajuta NATO în continuare Ucraina, fără totuși să riște să declanșeze un război mondial? Pare întrebarea momentului, apropo și de summitul de mâine. Ucraina ar trebui să fie, hai să-i spunem, reținută, să reziste în continuare, bineînțeles, dar să fie reținută în a mai face acele declarații cu no-fly zone, cu prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că Ucraina trebuie să-și mai... și nu atât Ucraina, cât cel mai reprezentativ om al ei, președintele Zelensky, să-și mai modereze cererile astea, pentru că într-un fel dau apă la moară propagandei Kremlinului, care susține că e un război între două lumi, mă rog, poate fi văzut și ca război între două lumi, și că cei din NATO au avut ce au avut cu Rusia încă dinainte de acest și că de fapt ăsta e războiul cu NATO în care Ucraina e folosită ca pion. Marian Zidaru, vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Apropo de retorica asta, domnule Bălășoiu, avem retorică schimbată la Moscova cumva. Avem deja în retorica Moscovei acum două părți în acest război, tocmai ca să nu recunoască că e o invazie, nu? Acolo s-a schimbat povestea. E un război, ba cu Ucraina, ba cu NATO, ba cu lumea occidentală, dar în orice caz e un război cu două părți. Și acum ți-e greu, nu? Când auzi rus fiind, domnule, un război în care sunt două părți, să știi cine l-a început sau cu ce argumente. Au sucit-o în direcția asta. Nu mai e operațiune specială. Da, bun. E adevărat. E foarte complicat, mai ales pentru liderul de la Kremlin, să păstreze în continuare susținerea publică pentru această invazie, pentru această agresiune abominabilă, dacă nu găsește de partea cealaltă eternul actor negativ în jurul căruia,
mă rog, a reușit întotdeauna să coaguleze sprijinul în propria societate, pentru că știm ce fac președinții. E o chestiune și pe care o fac și americanii. Când ai probleme acasă, când ai probleme economice acasă, te îndrepți către politica externă. Majoritatea liderilor se refugiază către politica externă atunci când au probleme în interior. Sigur, aici chestiunea e foarte complicată, pentru că noi am mai discutat lucrul ăsta. Țesătura relațională dintre poporul rus și cel ucrainian este una extrem de strânsă, cu foarte multe paliere, cu foarte multe rubedenii, cooperări pe linie economică și așa mai departe. Deci sunt foarte multe paliere care îi leagă și e greu să utilizezi un narativ în care să fie centrat pe Ucraina și să beneficiezi de susținere în rândul propriei populații. De aceea trebuie să împingi imaginea dincolo de limitele Ucrainei, adică să faci din NATO Occident, e de fapt acolo și se folosește de Ucraina să se bată cu noi rușii, nu? Sigur, cam asta că e da. Asta este imperiul decadent, nu? Care vrea să sugrume Maica Rusie și asta este până la urmă, ați văzut ultimele declarații, inclusiv ale lui Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, a spus că el, din ce vede momentul de față, o declarație de astăzi, că avansează negocierile, are din ce în ce mai mult scepticism vis-a-vis de o reușită, pentru că are senzația că nu discută cu Ucraina, ci discută cu Statele Unite, care îi ține de mână pe ucrainieni. Da. Deci, același deloc tip... flatant pentru ucraineni, apropo de relațiile astea de frăție, că practic le neagă voința și existența încă o dată, cinic în felul ăsta, nu? Absolut. Da. E o abordare plină de ridicol. Da, adică sunt frații noștri, dar de fapt nu există, sunt niște păpuși, niște marionete. Bun, dar acolo pe teren nu mor americanii, mor ucrainieni. Ucrainieni sunt cei care au luptat și trebuie să recunoaștem, nu au beneficiat de tehnica de care au parte Federația Rusă și sprijinul pe care noi am putut să-l acordăm. Au avut această striadă Stinger, rachetele care pot fi trase de pe umăr antieriene, javelinurile, rachetele antitank, care au făcut într-adevăr furori, mai ales pe ceea ce a însemnat întreruperea lanțurilor de aprovizionare, da? Și celebrele drone de producție turcă Barayaktar, care de asemenea au reușit să dea lovituri foarte importante, mai ales dincolo de linia frontului, întrerupând liniile de aprovizionare ale trupelor ruse. Ziceați ceva mai devreme, domnule Bălășoiu, că nicio parte nu e suficient de bine poziționată în teren ca să vină la masa negocierilor cu mână forte, să zicem. Dar cât de mult se pot schimba totuși lucrurile? Adică, dacă privim cumva simplificat, Rusia ce poate să mai ceară în afară de teritoriu? Pentru că povestea cu neutralitatea și denazificarea cred că nu mai intră în discuție. Ucraina a recunoscut public că nu vrea să intre în NATO și chiar dacă ar vrea, nu o să o primească NATO și noi știm cu toții că așa e. Deci, la revedere acest subiect, mai rămâne ce? Pretenții teritoriale, o halcă întreagă, ocuparea întregii Ucraine, la asta se reduce pretenția rusă până la urmă, la teritoriu? La control de teritoriu? Cred că avem de-a face aici cu o geometrie variabilă care într-adevăr este conectată și cu realitatea din teren. În mod clar, eu suspectez că Federația Rusă trage de timp în momentul de față pentru a reuși să dobândească o supremație pe teren și pentru a-și putea consolida poziția la masa negocierii în momentul de față. La care să ceară ce? La acele negocieri, odată ce are această supremație în teren, acel teren pe care l-a ocupat deja? Asta suspectăm, pentru că dacă ne luăm după declarațiile oficiale, vedem că sunt câteva elemente cheie acolo. Vorbim despre recunoașterea Crimeii, dar suveranității Crimeii, recunoașterea în Constituție, scoaterea din Constituție a doleanțelor de a merge NATO, da, în NATO și Uniunea Europeană și înlocuirea cu neutralitatea. Unul dintre cele mai sensibile subiecte este reprezentat de noile teritorii din bazinul Donbasului, Luganscu, da? Zona respectivă Donetscu, da? Care au fost recunoscute ca independente și unde, evident, pentru Kiev, acestea sunt în momentul de față elemente asupra cărora nu este dispusă să facă niciun fel de concesie. Mai avem chestiunea demilitarizării, care înseamnă, în traducere liberă, capitularea și renunțarea la propriile forțe armate ca o garanție de neutralitate. Or, asta sigur că este cumva aberant, dar chiar și aici ucrainienii au arătat o oarecare deschidere cu o condiție.
securitatea să le fie asigurată, garantată de actori terți, printre care au fost invocați Marea Britanie și Turcia. Ultimele elemente, deci astea așa arată la nivel oficial declarațiile vis-a-vis de doleanțele Federației Ruse, cum se așează la masa negocierilor. Ultimul tablou pe care îl avem vine din partea premierului israelian Naftali Bennett, care a spus că Federația Rusă este disponibilă să-și flexibilizeze poziția inclusiv în privința demilitarizării. Da? Neutralitatea se pare că este un subiect asupra căruia Kievul a arătat flexibilitate, iar această demilitarizare, deci ar fi de acord ca Ucraina să-și păstreze forțele armate, evident rămâne de discutat cum ar putea arăta acele garanții, pentru că acele garanții însemna să ai trupe străine sau instrumente, sau să-ți țară cineva în ajutor printr-un tratat. Printr-un tratat, da, ori asta nu se prea bate cap în cap, nu, exact, cu neutralitatea, da, adică este, da, o chestiune destul de complicată. Dar avem, iată, aceste elemente, da, care de la o zi la alta parcă se schimbă în funcție și de cum arată lucrurile în teren și de diferitele intervenții. E adevărat că sunt foarte multe teme și modul în care decur negocieri. Nu avem acces. Nu avem acces, avem doar puține elemente pe care le putem culege din declarațiile de la nivel înalt făcute de diversi lideri. Dar, da. Ce putem, sau ce observăm acum e așa, pe de o parte Occidentul înarmează, alimentează cu arme Ucraina, ajutând-o să reziste cât mai mult, nu? Asta e ideea, în invers proporțional, să zicem, cu slăbirea Rusiei și în urma sancțiunilor și în urma epuizării generate de această invazie care merge prost pentru ei. Pe celălalt plan al negocierilor, probabil că, mă rog, se discută și aici, exact cum ziceați, în umbră foarte multe lucruri. Ce vedem însă la suprafață e inclusiv presiunea asta pusă pe China să-și asume odată o poziție mai clară față de Rusia. Vedem că nu se întâmplă, cel puțin în plan public. Dimpotrivă, am spune, dacă ne-am lăsat păcăliți de declarațiile publice ale oficialilor chinezi de rang înalt, ele toate condamnă Occidentul. Ele toate cumva vin în sprijinul Rusiei, oprindu-se într-un punct. Fără să spună, domnule, invazia asta e bună sau sprijinim militar Rusia. Ce se va alege de povestea asta? Va ieși China în față? Va clipi prima, cum ziceam la început? Eu cred că se închide fereastra de oportunitate pe care China o are la dispoziție de a face acest joc de echilibristică. În momentul de față, cum discutam, ea are o atitudine duplicitară, pentru că, pe de-o parte, și-a arătat atașamentul față de integritatea teritorială a Ucrainei. E adevărat, ei au problema cu Taiwanul și este în interesul lor să adopte un astfel de discurs, adică să nu credem că o fac din simpatie pentru Ucraina sau dintr-un atașament, nu știu de care, față de regulile dreptului internațional. Deci e și o chestiune de ordin subiectiv care îi face ca pe bucata ce vizează integritatea teritorială a Ucrainei să adopte această poziție. Dar este o virgulă despre care spunea și care, într-adevăr, înclină totuși balanța mai curând către o validare a posturii Federației Ruse în această speță. Și spun acolo că NATO a mers prea departe, a venit la porțile Federației Ruse, iar Rusia, în momentul de față, este legitimă să aibă, da, această atitudine. A pus-o la atitudine. Colț. E o putere nucleară pusă la colț, zicea viceministrul de externe chinez. Exact. Da. Am avut declarații și ambasadorul Chinei în Statele Unite și de la Beijing. Încă se vede că nu au adoptat o decizie strategică clară. Ce înseamnă că li se închide fereastra de oportunitate? Ce pățesc, cu alte cuvinte? Unul dintre subiectele care va fi pe masa decidenților de mâine de la reuniunea NATO și la Consiliu și mai puțin la G7, bănuiesc, va fi inclusiv atitudinea față de China. Pentru că în momentul de față, chinezii trebuie să înțeleagă ce au de pierdut dacă vor înclina a merge cot la cot cu Federația Rusă și a o gira în acest război injust, ilegitim, pe care îl duce în momentul de față. Și cred că se pune în momentul de față o presiune imensă pe China, a înțelege ce tip de sancțiuni riscă, ce tip de pierderi ar putea, da, își permite Occidentul, asta e o întrebare de profan, să ducă acest război comercial și cu Rusia și cu China în același timp? Mă tem că nu are de ales, pentru că în momentul de față se trasează... Adică să mai aplice și Chinei niște sancțiuni? Se trasează această linie. Probabil că
va antama această temă înainte de a face China ceva decisiv. Mai bine fac o mișcare preemptivă spunând Chinei cine merge pe linia sfidării pe mai departe a dreptului internațional, riscă A, B, C, D. Și probabil că atunci decizia Chinei va fi în cunoștință de cauză, pentru că dacă au de gând să facă această mișcare, oricum, a posteriori, ești obligat să impui sancțiunea și asupra Chinei, pentru că oricine va încerca în momentul de față să fie un backdoor pentru sancțiune la nivel bancar, tehnologic și așa mai departe pentru Federația Rusă, intră sub sancțiunile occidentale. Și cred că este o mișcare bună de a preveni China vis-a-vis de riscurile pe care și le asumă dacă adoptă o asemenea poziție, decât a acționa ulterior și a da naștere la o escaladare care, într-adevăr, va genera costuri importante. Eu încă mizez pe faptul că, deși China are interese inclusiv cu Federația Rusă, iau un acord și au declarat până la urmă interesul. Și-au făcut jurăminte. Și-au făcut jurăminte în marginea jocurilor de la Beijing, când a fost acea întâlnire, dar văd foarte multe nuanțări în momentul de față. Am avut 40 de întâlniri între Xi Jinping și Vladimir Putin. Asta cred că spune ceva despre, nu, soliditatea relației dintre cei doi. E fotografia momentului și analiza momentului. Aș vrea să, spre finalul emisiunii, să ne raportăm la ceva ce spunea și Marian Zidaru mai devreme, că e într-un fel o bătălie între două lumi. Și acum ne uităm așa, fast forward, cumva, în viitorul probabil apropiat, la asta o să ajungem, la o poziționare între două noi lumi, cum era războiul rece, autocrațiile pe de o parte, democrațiile occidentale de partea cealaltă. Și nu e vorba doar despre Rusia și China la primul capitol. Poate mai băgăm și altele. Cu siguranță avem de a face cu o refacere a hărții geopolitice la nivel global. Ar fi naiv să credem că războiul din Ucraina, fie că se va termina într-un interval proxim, vom putea să uităm ceea ce s-a întâmplat și revenim la o stare de status quo ante, cum se spune, anterioară, nu? 2013, eventual, 2013. Înainte de anexarea Crimeei. Inclusiv, da, de Crimea. Da. Nu se poate așa ceva, pentru că am făcut suficiente, sau Occidentul a făcut suficiente greșeli. Gândiți-vă că după Crimea, după anexarea unui teritoriu precum Crimea, simplu fapt că acolo nu a existat un conflict armat serios, nu face din perspectiva dreptului internațional sau a sfidării normelor de drept internațional, nu face cu nimic mai simplă speța de atunci decât ceea ce vedem acum. Și Occidentul a luat o atitudine extrem de timidă vis-a-vis de Federația Rusă în acel moment. Deci este clar că nu-și mai permite să dea cecuri în alb. Nu-și mai permite să meargă pe bona fides că Federația Rusă de aici încolo, iată, va reveni în matca dreptului internațional și pe scena asta a conviețuirii statelor lucrurile vor merge fără niciun fel de problemă. Se trasează o linie, va fi un nou război rece, dar, așa cum spuneați, nu merg pe premiza unei polarizări geografice, ci vorbim de democrații și statelor care se vor ralia normelor, valorilor și principiilor democratice, așa cum emană ele din lumea occidentală, da? Iar de cealaltă parte vom avea acest pol al autocrațiilor. Iar acest cordon sanitar dintre cele două lumi va genera costuri. Va genera costuri, da. Și la asta se gândește China în momentul de față. Reținem ideea asta pentru că ea va reveni cu siguranță în discuțiile noastre. Narcis Bălășoiu, mulțumesc foarte mult. Pe curând în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.